Like dacă nu vrei să fii sărac și subscribe dacă vrei să devii bogat. Fiecare familie săracă este așa. Mam, la mine telefonul a explodat. Cum? Nu știu, mam, am deschis pe telefon calculatorul și am vrut să număr cât o să fie 1.210.000. El a început să încălzească, a devenit fierbinte și a explodat! Cumpăr un telefon nou, iPhone. Nu-ți trebuie ție telefoanele astea, gadgeturile, sunt foarte periculoase. Acum există poștă și îți recomand asta dacă vrei să vorbești cu prieteni. Mama, acum e 2020, care poștă? Stai, de ce e asta? Hârtie igienică? Și ce trebuie pe ea să scriu? Da, hârtie, hârtie igienică. Noi trebuie să păstrăm natura acolo, ecologia, știi, noi suntem pentru asta. Ajutor! Fiecare familie săracă este așa. La, 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 la. Tata, gătești ceva de mâncare? Ce? Să gătesc de mâncare? Da, maica să mi-a spus să-i gătesc ceva de mâncare. Ce să fac? Mâncare nu-i, bai nu sunt. Și ce să fac eu acum? Stai, am o idee. Gata, trebuie să plec mai repede. Oh, în sfârșit, o să mănânc ceva. Ce-a gătit tata acolo? Deși în principiu, uite, la tata, la mai mult nici nu m-am așteptat. Ok. Fiecare familie săracă este așa. Cât de super este aici. Oh my god, colecție nouă de haine. Nice, uite tricouri care eu vreau. Oh my god, ce tare arată. Merg acasă, am 100% să-mi dai bani de ele. Oh my god. Mamă, eu acum am intrat în magazinul de Adidas și am văzut așa un tricou super tare. Poți să-mi dai bani, te rog, să-l cumpăr. Eu deja de 5 ani port același tricou, mamă. Și să nu uite că-l port eu după tata încă. Smotane, nu uita aceste idei proaste de a cheltui pur și simplu bani. Stai liniștit, eu am niște haine pentru tine și da, o să-ți placă 100%. Este ceva nou. Nu, ți-a dăruit-o încă pe când tu aveai 16 ani. Închide gură, prostule. What the fuck, mamă, ce e asta? De ce ție nu-ți place? Acum toți port așa ceva, diferite culori, dimensiuni mari, cum s-ar spune oversize. Oh my god. 100% să fie bătut la școală. Oh my god. Fiecare familie săracă este așa. Nu e așa, nu avem nimic dulce, aș mânca ceva dulce. În afară de zahăr, n-am mâncat niciodată dulce. Să fi fost aici vreo înghețată. Bă, tare, stai liniștit, inventez eu ceva gustos, amor, stai. Bun, n-ai stat, tu pe mine mereu mă înțelegi. Mersi. Adăugăm un pic de zahăr. Și gata, înghețata este gata. Motane, motane, gata, înghețata este gata. Oh my god, înghețata, ai găsit, nice. Numai ce am fost de pe stradă am adus, adică din magazin. Oh my god, arată cristalină, cum ar fi zăpadă. Asta e zăpadă. Ce faci? Cu ce îl hrănești tu pe copil cu zăpadă murdară? Oh my god, ce prost ești, doamne, nu mânca zăpada! Fiecare familie săracă este așa. Prieteni, nu uitați, pentru partea a treia trebuie să adunăm 10.000 de like-uri. Miau!